Hello, congratulations. A good start for you. Did you expect to score? Felicitări, a fost un start bun pentru tine. Te așteptai să marchezi? I think as a striker, when you come inside, you have just one mind in your head is to score. Atunci când ești atacant, ai singurul lucru în gând să scrii. Because we work hard this week. Mă bucur că mi-am ajutat echipa pentru că am muncit mult în săptămâna asta, am muncit din greu. How was it for you to come in a trial for the Cum a fost pentru tine să vii într-un trial? After that, probe, you came with a goal. How was și apoi să marchezi un gol. For me, I think Steaua is the biggest team here in Romania. Steaua este cea mai mare echipă din România. And, to do a trial, și să fie un probe. Was, for me, like a normal training. A fost pentru mine ca un antrenament normal. If you get this opportunity, we'll use it. Am spus că dacă voi avea oportunitatea asta, mă voi folosi de ea. I pay back on the pitch and și am răsplătit mi-am răsplătit pe cei care mi-au oferit această oportunitate în teren. The three point, that was the most important thing. Do you think that you can be the first choice for Vintila? Crezi că poți să fii prima opțiune pentru Vintila? First choice or second choice, that doesn't matter. Pentru mine prima sau a doua opțiune nu contează. So the competition is there. If everybody can score, competiția este lungă, oricine poate să marcheze, importantă este echipa. For me, it doesn't matter who's gonna be number one or not. Nu contează cine e numărul 1 și cine e numărul 2. Also the coach, it's obvious, but the owner, how do you think you convince him? Cum crezi că l-ai convins pe patron? Today in the game. Astăzi în joc. Through the goals. So poți să-l conving doar prin goluri, prin ce fac în teren. That's the way I convinced him. Was a problem with the salary or something like that, or you understand each other in a few minutes? A fost vreo problemă cu salariul sau v-ați înțeles rapid? Nu m-am gândit la bani, m-am gândit la oportunitate. I don't think you think first of all as a money, you think first for the când ești la Steaua, te gândești în primul rând la oportunitatea de a ajuta aici, iar banii vor veni pe parcurs, nu contează. How was the atmosphere tonight? It was a real derby. Atmosfera cum a fost, cum ți s-a părut? Like, in Germany, so mi-am amintit de Germania. Yeah, like Bundesliga was good because Bundesliga. This is more power and give a kick. That's why we play football, to have such a de asta jucăm fotbal ca să avem o astfel de atmosferă, să avem spectatori. Un public foarte frumos. Thank you.